În urmă cu o săptămână, Râmnicu Sărat a devenit oraș vedetă. Știrea că o mașină a fost înghițită de o parcare surpată a făcut în conjurul țării, însă mai important decât atât a fost faptul că în craterul format au fost descoperite vestigii arheologice din perioada medievală. Autoritățile din Râmnicu Sărat spun că la baza producerii acestui eveniment au stat mai mulți factori, însă principala cauză care a dus la prăbușirea boltei pivniței medievale este traficul greu. Expertul ne spune că prăbușirea carosabului Parcării în imediata vecinătatea E85 s-a produs acum pe fundul cumulării unor factori care au determinat colapsarea porții subsolului alcătuită din zidărie de cărămidă și de această situație se poate repeta într-o mulțime din zone ale drumului 85 care este parte localitatea cu efecte umedreale. Se spune foarte clar că la momentul acesta traficul greu este principalul suspect pentru producerea acestui eveniment. Imediat după incident, autoritățile din Râmnicu Sărat au luat măsuri de restricționare a traficului greu pentru protejarea zonei. Acestea vor fi menținute o perioadă destul de lungă de timp, dat fiind faptul că în zonă urmează să se facă cercetări de către specialiști. Urmarea adreselor pe care ni le-au făcut Muzeul Județean și Direcția de Cultură, trebuie să restricționăm traficul pe Mihai Cogălicianu, porțiunea de 85, în dreptul Surpării. Și lucrul acesta se va întâmpla o bună bucată de vreme. Încă de săptămâna trecută, reprezentanții primăriei au luat legătura cu un expert care a realizat cercetări în zona în care s-a surpat asfaltul. Nota tehnică fundamentată de către specialist a stat la baza unui memoriu depus la CNADNR. După discuțiile avute cu reprezentanții companiei de drumuri, autoritățile în Râmnicu Sărat speră ca proiectul, care vizează construcția unei centuri ocolitoare a municipiului, ar putea fi finanțat chiar anul acesta. Cert este că la momentul acesta discuțiile pe care am avut deja la CNADNR, înțeleg necesitatea intensificării demersurilor pentru a face o șosea ocolitoare. Există deja un proiect și bănuiesc că va fi finanțat anul acesta și de ce nu să profităm și de situația asta pentru a realiza o centură ocolitoare anului. Parte integrantă a drumului expres care la care se lucrează. Totodată, Direcția de Cultură Buzău a declanșat procedura de clasare de urgență a sitului arheologic medieval, acesta fiind unul de valoare națională. Autoritățile din Râmnicu Sărat dau asigurări că vor face toate demersurile necesare pentru valorificarea acestuia.